Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să vă ridicați în picioare și toți cei care suntem împreună împărtășie să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Isaia, capitolul 41, versetul 10 și versetul 13. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc. Tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor, amin. Slăviți să fie Domnul, ocupați locurile, vă rog. Înainte de a spune din acest text ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, m-am gândit la o vreme a judecății, pe vremea când Ezechiel era proroc în Israel și Dumnezeu vestea și atunci vremuri de judecată, vremuri grele care vor veni și răspunsul poporului era și atunci, care din păcate a fost de multe ori și răspunsul nostru sau poziția noastră și spune așa poporul, zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Și mergeau mai departe și spuneau, vedenile pe care le are el, Ezechiel, nu sunt aproape să se împlinească, ci prorocește pentru vremuri îndepărtate. Știți ce înseamnă aceasta? Nepăsare? Ignoranță? Și răspunsul lui Dumnezeu a fost următorul. Se apropie vremurile, se apropie zilele și vedenile acestea se vor împlini. Nu va mai fi o vreme de zăbavă în împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Frați și surori, nici unul dintre noi nu ne-am gândit să ajungem aceste vremuri pe care le trăim acum. Sunt vremuri grele, adevărată dramă. Și pentru noi, vă spun sincer, că în această seară, cel puțin pentru mine, este să slujesc cu atâta greutate, pentru că este una când suntem toți împreună sau când ne uităm la scaunele goale, când ne uităm și credem că frații ne ascultă și sunt împărtășei cu noi, să aducă Dumnezeu vremurile de înviorare și din nou să fim iarăși împreună și Dumnezeu să ne binecuvinteze. M-am gândit la acest text datorită a două aspecte. Colaborez cu un frate din județul Bistrița care se ocupă foarte mult cu ajutorarea de familii, de săraci și îmi spunea el următorul lucru, că săptămâna aceasta care a trecut a fost cu mai multe lucruri și mai multe busuri în diferite zone ale țării să ducă să ajute biserici sau frați sau familii sau frați în vârstă și îmi spunea el printr-un mesaj vocal că a rămas surprins și întristat în inima lui să vadă atâția frați, atâția surori, atâtea familii înfricoșate, îngrijorate, atâția oameni care își pun întrebări, oare ce va fi frazei noștri? Ieri citeam o știre la Euronews care m-a surprins și spuneau ei așa, oamenii politici, spunea să ne luptăm și să facem în așa fel ca acei cai menționați de Cartea Apocalipsei să nu distrugă lumea. Și mi-am adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Apocalipsa, capitolul 6, unde spune că mielul a luat cartea și a început să rupă pecetile. Și prima pecete a însemnat, spune cuvântul Dumnezeu, că m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Când Domnul a rupt prima pecete, un cal alb s-a arătat, care noi știm că înseamnă ciumă. Și spune că cel ce stătea pe el avea un arc și s-a dat o cunună și a pornit biruitor să o biruiască. Și oamenii acestei vremi politici întrebau ieri, în știa pe care o citeam, spune că oare va urma și al doilea și al treilea cal? Noi știm că al doilea cal este cel menționat în versetul 4 din Apocalipsa, capitolul 6, unde spune așa, s-a arătat un alt cal, un cal roșu,
care noi știm că înseamnă război. Un al treilea cal, cel negru, este cel care aduce foamete. Și ultimul este cel care înseamnă moarte. Oamenii trăiesc în vremea aceasta o vreme de îngrijorare. Oamenii își pun mereu întrebarea, oare ce va urma după această pandemie? Ce va fi după această stare de criză? Mulți așteaptă la o vreme de colaps economic, chiar de foamete, și citea fratele Andreas din cartea Habacuc, unde el spunea, chiar dacă nu vom mai avea ce mânca, chiar dacă nu vom mai avea holde, chiar dacă nu vom mai avea animale din care să ne hrănim, noi tot vom lăuda pe Domnul. Și mergem mai departe, cuvântul lui Dumnezeu și le spune în felul următor. Într-o vreme a îngrijorării, într-o vreme în care oamenii sunt înfricoșați, într-o vreme în care oamenii tremură, într-o vreme în care oamenii privesc cu grijă, chiar ascultam un interviu săptămâna aceasta, luat de cei de la BBC, în Italia, și spuneau că oamenii se tem ca după această pandemie să mai iasă și pe stradă. De ce? Pentru că moartea, spuneau ei, pândește și este chiar pe stradă. Și se temeau de virus, se temeau de tot ce urmează, pentru că frica a intrat în oameni. Trist este că așa cum îmi mărturisea fratele ieri, frica aceasta a intrat și în poporul lui Dumnezeu. Și frica aceasta este în oameni, în frați care sunt în adunare. Și ne punem întrebări, oare ce va fi, oare cum se vor întâmpla, oare cum se vor derula lucrurile. Într-adevăr, pandemia aceasta este rea. Dar cel puțin pentru poporul Dumnezeu a realizat cel puțin trei lucruri. În primul rând ne-a trezit din somnul nostru. În al doilea rând ne-a pus pe pocăință, nu-i așa? Ne rugăm mai mult, cântăm mai mult. Și în al treilea rând, cel puțin așa văd eu, ne pregătește pentru vremurile care vor urma. În Isaia, capitolul 41, versetul pe care l-am citit, versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu se repetă și spune așa, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Istoria poporului Israel se repetă în viețile noastre, istoria poporului Israel se repetă în viețile noastre ca și individ, ca și comunitate, ca și națiune, și cuvântul lui Dumnezeu răsună același, este același ieri, azi și în veci. Este valabil pentru noi astăzi. Nu te teme! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prima conversație pe care Adam a avut-o cu Dumnezeu și primul răspuns pe care Adam l-a dat lui Dumnezeu, știți care a fost? Ne mai aducem aminte? Mi-a fost frică. Și de atunci frica a dominat omul. Mi-am notat acolo din dicționar și spune așa dicționarul român că frica este o stare de adâncă tulburare și neliniște provocată de ceva real sau imaginar. Știți unde este diferența dintre unii și alții? Adică cei care se tem și care nu se tem? Păi vom spune mulți dintre noi, păi este normal, este logic să ne îngrijorăm, nu? Și noi ne-am dus poate la magazine și ne-am pus foarte multe bunuri, ne-am cumpărat încămări, gândindu-ne că poate vor veni vremuri de foamete. Alții ne-am cumpărat foarte multe medicamente, erau colți pe farmacii să ne pregătim, că cine știe cum vor fi. Și îngrijorarea aceasta, frica aceasta, și pe noi ne pândește și ne-a pândit. Și am spune noi, din punct de vedere omenesc, este logic, este normal să te înfricoșezi, să te îngrijorezi, pentru că ceea ce trăiește omenirea astăzi n-a mai trăit niciodată. Chiar și oamenii au spus lucrul acesta. Spuneau și mulți dintre cei care făceau studii financiare, spuneau că criza care a fost în 1930 în America, criza care a doborât lumea întreagă, este nimic pe lângă ceea ce va urma. Și oamenii își pun cu mare îngrijorare semne de întrebare în privința viitorului. Însă diferența între unii și alții ne este clarificată în Psalmul 20, versetul 7 și 8. Unii se bizuiesc pe carele lor. Și aici este prima categorie. Noi știm clar că carele erau mașini de război folosite pe vremea aceea. Erau mașini care aduceau biruință. Erau mașini care dădeau siguranță împăraților. Caii, unii se bizuiesc pe carele lor. Alții se bizuiesc pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru, slăvit să fie Domnul. Vedeți? Trei categorii de oameni, unii, alții și noi. Și mergem mai departe cu Cuvântul Dumnezeu și spune, ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare din nou, ei și noi. Frați și surori, poporul lui Dumnezeu
trebuie să aibă neapărat încredere în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și spune, nu te teme. De ce? Pentru că așa cum citea și fratele Andreas, încrede-te, ține-te, privește spre Dumnezeu, spre fața Lui, privește spre puterea Lui Dumnezeu. Mergem mai departe, cuvântul Dumnezeu și ne îndeamnă în felul următor. Vedeți? Cuvântul Dumnezeu ne clarifică și această stare de frică. Este, într-adevăr, o frică bună și o frică rea. Și în cartea Eclesiastul, unde voi citi, Solomon spunea în capitolul 12, încolo, fiule, ia învățătura din aceste lucruri, dacă ai voie să faci o mulțime de cărți și merge mai departe și spune, mult învățător obosește trupul, dar concluzia tuturor lucrurilor este următoarea. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, care puteau fi scrise, așa cum zicea Solomon, în multe, multe cărți. Învățătura care rămâne pentru noi este următoarea. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Este o frică care Dumnezeu apreciază și care o dorește din partea omului. Frica de Dumnezeu, sau dacă tot vorbea fratele Andreas la ora de rugăciune despre fericire, tot în Eclesiastul, capitolul 8, versetul 12, totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme rea. Vedeți? Din nou două categorii de oameni. Păcătosul care stăruiește în păcatul lui și merge mai departe și spune, dar eu știu, zicea Solomon, că fericirea sau bucuria despre care ni se spunea la ora de rugăciune și insista fratele Andreea să o înțelegem bine, eu știu că fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu și au ce? Frică de El. Vedeți? Aceasta este frica pe care Dumnezeu o apreciază. Sau mai este o altă frică, scrisă în Proverbe, capitolul 28, versetul 14, ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Dar aici este vorba de o temere de păcat, pentru că versetul 13 spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Deci versetul 14 fericește pe cei care se tem și au frică de ce? De a păcătui. Și cuvântul Dumnezeu aduce în fața noastră o stare de frică bună, pozitivă. Frica de Dumnezeu care îți aduce fericire și bucurie și după aceea frica de a nu păcătui. Însă mai este și acea frică rea, care a început de pe vremea lui Adam, când el a păcătuit, când el s-a depărtat de Dumnezeu, dintr-o dată în viața lui a venit frica. Mi-a fost frică, îi spune Adam, lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne îndeamnă că noi într-o vreme când lumea, omenirea, s-a depărtat de Dumnezeu, în inima și în viața oamenilor, societatea în care trăim, este frică, este teamă pentru ziua de mâine, pentru că nu vor mai avea de lucru, pentru că nu vor mai avea ce să mănânce, pentru că copiii lor vor fi probabil în nesiguranță și atâtea și atâtea alte lucruri. Însă pe noi, ca și copiii lui Dumnezeu, așa cum era menționat în Psalmul 20, ei, unii, alții, dar noi. Și sunt categorii de oameni care stau în fața lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și spune așa, frica care nu este după placul lui Dumnezeu este datorită depărtării de Dumnezeu sau, doi, datorită neîncredere în Dumnezeu. Dumnezeu vine în fața poporului și spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Și vedeți când de aproape vine Dumnezeu față de om și coboară și spune, căci eu sunt Dumnezeul tău. Se coboară până jos de tot și spune, nu te teme, nu privi cu îngrijorare, nu privi cu îngrijorare la tine că ești slab, nu privi cu îngrijorare la ceea ce se va întâmpla, nu privi cu îngrijorare la hambarele care poate vor scădea, nu privi cu îngrijorare, așa cum spune cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, cartea Apocalipsei. Și dacă astea sunt vremurile pe care le trăim, după care se ghidează
contează oamenii, pentru că așa cum spuneau cei de la Euronews ieri, spunea că ei priveau spre acel cal alb, care este ciumă, care este moarte, care este boală, care este pandemia. Înseamnă că trăim vremurile din urmă, pentru că capitolul 6, de fapt, este începutul cazului cel mare și se duce cu acest cuvânt și acest text până în Apocalipsa, în capitolul 19. Și dacă ei se ghidează după Biblie și spun, probabil că asta este vremea pe care o trăim și ei privesc cu îngrijorare, spune că poate vor urma și ceilalți cai, adică următoarea va fi război sau foamete, noi nu știm. Dumnezeu știe, dar noi suntem așezați în mâna lui Dumnezeu și merge mai departe și spune, eu te sprijinesc cu mâna mea biruitoare. Cuvântul Dumnezeu ne aduce în față un text din Apocalipsa, capitolul 1, când Ioan, care a fost foarte apropiat de Domnul, care a stat la pieptul lui, care a fost când era la cruce și l-a văzut pe Domnul murind, spune că în fața lui este adus o altă imagine a Domnului. Și tot așa spune că momentul în care îl vede, imaginea este a unui biruitor. Spune că capul și părul lui erau albe, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca de arama prinsă și ars într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unui ape mari care te îngrozeau. Și spune că atunci când a văzut Ioan, a căzut la picioarele lui ca mort. De ce? De spaimă, de frică. Dar în momentul acela Domnul vine pe lângă el, pune mâna pe el și spune el și-a întins mâna lui, cea dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Biruitorul este partea poporului său, de partea celor care se încred în el. Psalmul 112, un psalm care îl iubesc și este foarte aproape de vremea pe care noi trăim în aceste momente, pentru că ne spune acolo despre vreme, spune că cel fără prihană, ferice, și așa începe psalmul 112, spune, lăudați pe Domnul și ferice de omul care se teme de Domnul. Vedeți din nou, omul care trăiește cu frică de Dumnezeu și spune și care are o mare plăcere pentru poruncile lui, sămânța lui va fi puternică, spune, celui fără prihană îi răsare o lumină când un întuneric. Când totul e întuneric în jur, când oamenii nu mai știu încotro să ia, dintr-o dată omului Dumnezeu cel fără prihană îi răsare o lumină. Și merge mai departe și spune, pomenirea celui neprihănit ține în veci, el nu se teme de vești rele. De ce? Pentru că inima lui este tare și cum? Încrezătoare în Domnul. Frați și surori, cei care sunt ai lui Dumnezeu, neprihăniți, sunt fericiți. De ce? Pentru că nu se tem de vești rele, ci sunt încrezători în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Timotei, capitolul 2, cu versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Frați și surori, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere și de încredere, spune că de chibzuință și de dragoste. În această zi, cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare dintre noi. Cuvântul Dumnezeu și din nou Dumnezeu în dragostea Lui coboară așa de aproape de fiecare dintre noi și spune, căci eu sunt Dumnezeul tău, care te iau pe mâna ta cea, de mâna ta cea dreaptă. Cuvântul Dumnezeu, dăm pagina și în capitolul 40 din aceeași carte, Isaia, la un moment dat Dumnezeu face comparație, pentru că poporul privea cu nesiguranță, cu neîncredere la Dumnezeu. Și spune, iată neamurile, sunt ca o picătură de apă în vatră. Și spune, sunt ca praful de pe cumpără. Vedeți cum privește Dumnezeu neamurile la care noi ne uităm, țările acestea pe acest pământ. Spune, sunt ca o picătură pe vatră. Și spune, ca praful. Pe cine cântărește praful? Nimeni. Praful are greutate? Nu. Și spune, sunt ca praful pe cumpără. El ridică ostroavele ca pe un bob de nisip. Toate neamurile sunt ca un nimic asupra înaintea lui, nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Și spune cuvântul Dumnezeu acolo, cu cine mă comparați? Cu cine mă comparați? Cu cine mă veți asemăna? Spune în versetul 25, capitolul 40, spune, cu cine mă puneți voi deopotrivă? Și acolo continuă și spune așa, ridicați-vă ochii și priviți. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne dea biruință, în primul rând trebuie să ne credem în El. În al doilea rând trebuie să credem că Dumnezeu este de partea poporului Său. În al treilea rând, așa cum spunea psalmistul, ca psalmul 20, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne încredem în Domnul Dumnezeu de acum și până în veac. Voi încheia cu versetul 13, care vreau să ne rămână bine în minte. Când avem de partea noastră un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu așa de puternic, un Dumnezeu care a creat lumea, un Dumnezeu care conduce istoria acestei lumi,
Un Dumnezeu care privește și ne are în mod special, cum scrie cartea Apocalipsei, în mâna sa. De cine să ne temem? Promisiunea lui Dumnezeu rămâne valabilă pentru noi astăzi, la sfârșit de aprilie 2020, când oamenii privesc cu îngrijorare spre vremurile care vor veni, când împărații vremurilor se schimbă, se duc, când puterile cad, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Atât de aproape coboară Dumnezeu față de noi. Atât de aproape vine Dumnezeu lângă noi și spune, eu te iau de mâna ta cea dreaptă. Picioarele nu ți se vor afunda în valuri, nu vei muri. Și merge mai departe, nu te teme de nimic. Păi să nu mă tem de moarte, de foamete, să nu mă tem că toți se tem, să nu mă tem, să nu mă îngrijorez, nu. Spune, nu privi cu îngrijorare, căci eu te întăresc, eu îți dau putere. Ceea ce ne rămâne nouă, frați și surori, de făcut, este să ne temem de Dumnezeu. Am să citesc un ultim verset, un ultim cuvânt, care să rămână pentru noi și pentru familiile noastre un motto. Spune așa, faceți la planuri câte voiți. Mulți vorbesc și aproape toți spun la unison că acest virus este făcut și special ca să omoare oameni. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, faceți la planuri câte voiți, căci nu se va alege nimic din ele. Luați hotărâri câte voiți, că vor fi fără urmări. Căci Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Așa mi-a vorbit Domnul și spune pentru poporul lui Dumnezeu, nu numiți voi uneltire, ceea ce numește poporul acesta uneltire, și nu vă temeți de ceea ce se teme el, nici nu vă speriați, nu vă îngrijorați. Cuvântul lui Dumnezeu din nou ne întărește și spune așa, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Frați și surori, familii dragi, tineri, copii, nu vă temeți. Dumnezeu este de partea noastră și ne va da biruință. Slăviți să fie numele Lui. Amin.